Primăria municipiului Timișoara va continua tratamentele de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor și a larvelor acestora, în perioada 5-10 august. Aceste tratamente se vor efectua între orele 21 și 6, pentru a minimiza disconfortul cetățenilor și pentru a asigura eficacitatea maximă. Stropirile se vor desfășura în parcuri, locuri de joacă și pe malurile begăi, acoperind peste 2 milioane de metri pătrați. Produsele utilizate sunt aprobate de Comisia Națională pentru produse biocide. De asemenea, proprietarii de terenuri private sunt rugați să efectueze tratamente similare pe proprietățile lor pentru a ajuta la combaterea țânțarilor. În plus, pe 1 și 2 august va avea loc o dezinsecție aeriană, marcând a patra campanie de acest tip din acest an.